Noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Când vorbești de bunătatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu, ți se umple inima. Ce bun este Dumnezeu cu noi. Și noi de multe ori, chiar și fiind copiii lui, de multe ori îl întristăm prin neascultarea noastră, prin felul nostru de a fi. Și Dumnezeu vrea să ne spună, și vrea să spună, sunt clipe de cercetare. Ce faci cu? Cum mă refer cu acele lucruri care nu sunt potrivite cu Evanghelia? Îți mai permiți să și continuați dumneavoastră. Aceste cuvinte le spun nu ca să ne judec, nu ca să vă judec pe dumneavoastră, sau ca Dumnezeu vrea să ne judecăm. Să ne judece. Dumnezeu vrea să ne cerceteze și dacă este ceva greșit în viața noastră, să putem să recunoaștem, să putem să ne smerim, să putem să plecăm genunchii și să spunem, Doamne, îmi pare rău. Am păcătuit. Îmi pare rău. Vestirea Evangheliei care se face trebuie să aducă schimbare. Schimbare viața mea, dar schimbare și viața dumneavoastră. Oricine tot când citim Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Venim la adunare, sau la biserică, sau cum se spune dumneavoastră, venim fiindcă Iisus Hristos, Domnul, este prezent aici. Venim aici fiindcă am fost schimbați, sau venim aici fiindcă vrem să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Venim aici ca să fim cercetați de Dumnezeu și în urma cercetării Cuvântul lui Dumnezeu să luăm decizii și hotărâri sfinte. Să luăm decizia ca plecând de aici, să nu mai facem ceea ce am făcut până acum. Dacă am vorbit de rău, să ne oprim din vorbirea de rău. Dacă am fost invidios sau invidiem sau facem alte lucruri care nu se potrivesc cu Evanghelia, să ne oprim, Cuvântul spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. De ce să mă opresc? Sunt atâtea păcate care noi spunem că sunt mici. Atenție! Nimic întinat nu va intra în cer. Nimic! Și dacă eu vreau să intru în Împărăția lui Dumnezeu, atunci trebuie să mă conformez și să trăiesc potrivit Evangheliei. Atunci eu trebuie să trăiesc, cum spune cartea, nu cum vreau eu. Noi nu dăm învățături după placul nostru sau după lui. Noi trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă suntem responsabili. Datoria oricăruia care găsește Evanghelia este să spună ce a spus Domnul. Nu ce vrea El. Nu credințele lui personale. Nu o datină, nu obiceiul. Dar când vorbești de Domnul Hristos, îți aduce liniște, pace, bucurie, speranță. Pentru că El este speranța noastră. El este nădejdea noastră. Așa cum spune Cuvântul. Voi nu mai sunteți ca aceia care n-au nădejde. Noi avem nădejde că în curând Domnul, Iisus Hristos va veni. În curând Dumnezeu, Tatăl, Creatorul Universului, Creatorul nostru, îl va trimite pe El ca să-și lăpească biserica. Biserica nu simbolizează această clădire. Ci știți ce simbolizează. Biserica simbolizează eu, dumneata, dumneata și noi toți. Noi suntem biserica Domnului Hristos. Cine este capul bisericii? El, Mântuitorul trupului. Iisus Hristos Domnul. El este capul bisericii. Și El va veni să lăpească biserica, adică pe aceia care au făcut dovada că sunt mântuiți. Nu pe aceia care au vorbit, ci pe aceia care au trăit Evanghelia. Pe aceia care au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos va lua pe aceia care au trăit Evanghelia. Între noi doi fie vorba. Trăiți Evanghelia? Dumneavoastră, împliniți Cuvântul? Îl iubiți pe Domnul? Faceți dovada prin viața pe care o trăiți că Domnul este viu? Sau fac dovada doar că am o religie? Atenție, dacă aveți doar o religie, veți rămâne cu ea, pentru că religia merge până la mormânt. De la mormânt merge ce am ales. Dar dacă eu am ales să-L iubesc pe Domnul și să trăiesc cu Domnul și să-L onorez pe Domnul cu viața mea, atunci voi merge la El, pentru că El m-a iertat și pentru că El mi-a schimbat viața și pentru că El trăiește în mine. Și așa mi-a spus. Eu mă duc să-ți pregătesc un loc. Cui? Mie. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Cui? Dumneavoastră. Și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Dragul meu, dacă astăzi vine Domnul, vei fi luat? Dacă există păcat în viața dumitale, vă spun clar, nu! Ci vei fi răpit, vei fi luat în slavă în casa Tatălui Ceresc, doar dacă ai trăit cu Iisus Hristos cel viu. Dacă n-ai trăit
și doar ai vorbit, sau dacă chiar n-ai vorbit și n-ai trăit, nu vei fi luat. El va lua pe aceia care sunt ai lui. Aceasta mă învață pe mine că eu trebuie să ascult de Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și acela care este în mine, spune Cuvântul că ne da și roada Duhului, și știți că una dintre ele este și bucuria. Și cum să nu mă bucur eu? Cum să nu-i mulțumesc eu că a avut milă de mine? Și cum să nu-i mulțumești dumneata, dumneavoastră să-i mulțumiți lui Dumnezeu sau Domnului că v-a iertat și v-a scos, știți dumneavoastră de unde v-a scos, din atâtea păcate, atâtea fără de legi. Și v-a dat a făcut o ființă nouă, o creație nouă. V-a eliberat și este în inima dumneavoastră. Cum să nu-i mulțumesc? Și cum să-i zic, Doamne, mulțumesc că ai murit în locul meu. Mulțumesc că ai murit și pentru păcatele și fără de legile mele. Și mulțumesc că acum pot să spun că tu ești iubitul inimii mele. Acum pot să-i spun lui Dumnezeu, Tatăl meu. Fiindcă fac dovada că m-am pocăit înaintea Lui. Și fac dovada că am crezut în jertfa Domnului Hristos. Asculta este o alegere. Așa cum și a ne pocăi este o alegere. Deși pocăința, pe lângă faptul că este o alegere, este și o poruncă. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pe lângă faptul că mă lasă la atitudinea mea să aleg, sau la atitudinea noastră ca să alege sau să respingeți, suntem liberi. Nu ne forțează. Nu ne pune forțe că dacă ne-ar fi constâns cu ceva, să ne-ar fi forțat, n-ar mai fi fost un Dumnezeu plin de dragoste. Sau un Dumnezeu drept. Și El vine cu dragoste și spune, te iubesc. Și a dovedit-o, iubiților. Te iubesc și pentru că te iubesc că dau la moarte pe propriul meu fiu. Și dau la moarte ca să moară în locul tău. În locul dumneavoastră. El te iubește. Au ajuns vremuri așa de turburi că în unele biserici nu se mai vorbește de pocăință. Fiindcă le este frică că se golește biserica. Nu se mai vorbește că și se spune, dragul meu, dacă trăiești în păcat, nu contează cum se numește el. Dacă îți permiți păcat în viață, vei merge în iad, nu în cer. Pentru că în cer vor merge doar cei eliberați, doar cei care trăiesc prin puterea Evangheliei. Și sunt biserici care au renunțat să mai vorbească despre pocăință și credință. Sau vorbesc doar despre credință. Și atenție, Cuvântul spune că dracii, cum spune? Dracii cred. Pe cum, Doamne, dracii cred și se înfioară. Dar nu, oamenii au ajuns așa că poate cred, dar nu se mai înfioară. Atenție, dragi, nu se pot pocăi. Dar noi ne putem pocăi. Avem această oportunitate, fiindcă Fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele. Dincolo este judecată. S-a terminat dacă ai murit în păcatele dumneavoastră. Așa veți rămâne. Aici, pe pământ, putem să rezolvăm problema păcatelor noastre. Fiindcă aici, pe pământ, l-am dezonorat pe Dumnezeu. Unii au ajuns să facă în bisericile dânșilor spectacol. Unii se fac ca să impresioneze pe cei care sunt în sală, se facă plâng. Atenție! Pe cine vreți să ne impresionăm? Noi suntem puși aici să vestim Cuvântul Evangheliei, nu să impresionăm oamenii. Pentru că vor rămâne doar cu niște impresii. Dacă nu ne cercetează Dumnezeu și dacă Domnul nu îți vorbește dumitare, poți să plângă aici cât aș plânge. Nu se întâmplă minunea. Minunea o face Domnul Dumnezeu, fiindcă dumneata crezi în El și fiindcă dumneata ai să te pocăiești. Nu lucrurile acestea care unii fac spectacol în biserică. Ca să atragă mai mulți în biserică oameni ca să vină tineri sau tinere, acceptă orice lucru ca să fie spectacol, ca să vină oamenii la biserică. Dragilor, aici se găsește Evanghelia. Nu se face spectacol nostru. Noi am venit aici fiindcă credem că El este prezent. Și El este prezent. Și Duhul lui Dumnezeu este acela care ne cercetează. Dar sunt acum spus să aleg sau să resping. Să primesc Cuvântul lui Dumnezeu sau să nu-L primesc. Să refuz faptul că Dumnezeu mă iubește și m-a cercetat în această dimineață și mi-a spus că în viața mea sau viața dumneavoastră mai există lucruri care trebuie să renunțăm. La ce renunțăm? La cer? Sau la lucrurile acestea care pierd odată cu trebuințarea lor? Totul care ne-a dat pace și bucurie. Domnul Hristos și Dumnezeu vrea să ne bucurăm. Și aceasta putem să o facem doar dacă trăim. Suntem responsabili de cuvintele pe care le-am auzit.
dumneavoastră sunteți responsabili de cuvintele pe care le-ați auzit. De aceea, noi trebuie să trăim cu El. Și dacă este cineva care nu s-a hotărât pentru Domnul, El a murit, dar a și înviat. Dar Domnul Iisus, în această dimineață, vrea să învie și inima acelui om, care stă departe de Dumnezeu, care, deși merge la o biserică, dar nu-L are pe Mesia, nu-L are pe Hristos cel înviat, ci are o formă, o tatină și un obicei. Dumnezeu vrea astăzi să devină Tatăl Lumii Tatăl. Creatorul nostru vrea să devină Tatăl Lumii Tatăl. Vrea să fie Tatăl Lumii Tatăl 24 de ore din 24 de ore. Și vrea ca să-L primești pe Iisus Hristos, Fiul Său. Doar așa poți să devenim copilul lui Dumnezeu. Doar primindu-L pe El, crezând în jertfa Lui, doar acceptând ceea ce a făcut El la Golgota, și doar primind și smerindu-te, plecându-și El în ochii, cerându-i iertare, mărturisindu-ți păcatele, așa se capătă eliberarea. Așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Făcând lucrul acesta, mărturisindu-ne păcatele înaintea Domnului, atunci noi suntem iertați prin credința în jertfa Domnului Hristos. Și astfel devenim copii al lui Dumnezeu. Și devenind un copil al lui Dumnezeu, avem intrare slobă de la Tatăl. Avem acces direct. Ori de câte ori avem o problemă, El este gata să ne asculte. Ori de câte ori avem nevoie de ceva, El este gata să ne asculte. Pentru că este Tatăl nostru. Pentru că este iubitul nostru. Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu să ne dea har ca toți de aici să fim, să ne cercetăm și în fața cuvântului să acceptăm ceea ce ne-a spus Domnul. Mai ai ceva? Ce mai ai? Sau să luăm partea cealaltă. Nu mai este bun. Și vine Domnul. Vei fi răbit? Dumnezeu să ne ajute ca toți de aici să fim răbiți și să-L iubim și să trăim conform Sfintelor Scripturi, fiindcă dacă nu vom face, nu vom vedea de Dumnezeu. Vom merge la judecată și va zice, du-te de la mine peste matură, în facul cel veșnic. Ai fost, ai ascultat Evanghelia? Ți-am arătat că te iubesc? Am dovedit că te iubesc prin faptul că am dat la moarte pe Fiul meu, dar tu l-ai respins. Ce vă împiedică să primiți? Ce ar mai trebui să mai facă Dumnezeu pentru dumneavoastră dacă este cineva care nu s-a pocăit, care nu s-a întors la Dumnezeu? Ce ar mai trebui să facă Dumnezeu ca să vă pocăiți astăzi? Ce ar mai trebui să zice, Doamne, și eu sunt un păcătos, și eu vreau să fiu copilul Tău. L-ai dat pe El, a suferit în locul Tău, a fost bătut, a fost scuipat. I s-a pus o coroană de spin pe cap. Aceasta a făcut pentru că mă iubea. El a acceptat să moară. Doamne, cum să refuz pe Fiul Tău, pe prea iubitul Tău, Fiul, pe Iisus Hristos Domnul? Cum să nu-L primesc în inima mea? Cum să nu trăiesc o viață frumoasă? Cum să nu fiu copilul Tău? Doamne, vreau să Te primesc. Vreau să Te urmez. Și vreau să trăiesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Amin.